Ce naiba? Da, tu nu o să fii fain nici în două secole. Arthur o băut de la găini. Poate mă mai ascultă caracterul. Ții 5 degete. Nu mă întreba câte degete ții, te rog frumos. Mor, tu nu vezi, ți se pare că-s ok? I never did. Dragilor, sunt Vitor și bine venit la un nou video în Red Dead Redemption 2. E o zi superbă la noua noastră tabără, după cum ați văzut și în videoul trecut. Iar astăzi vreau să facem o misiune care nu știu ce ne va aduce nou în perspectiva noastră asupra vieții. Vreau să ajung cu orice preț să deblocăm în sfârșit zona asta din sud-vestul hărții, ca să ajungem și în deșertul ăla superb. Dar până atunci va trebui să mergem în partea asta de oraș. Nu apare pe hartă misiunea, dar ci că se va întâmpla ceva când intrăm în oraș, după ce am terminat misiunea trecută în care am ajuns la noua noastră tabără. A fost un război pe cinste, dar acum se va întâmpla ceva destul de nasol, cred. A fork in the road, îi zice la misiune, nu apare pe hartă, dar da, o să fie o furculiță în drum. Deci o furcă. Dar înainte totuși să aflăm veștile proaste, vă rog frumos să nu uitați să vă abonați la canal, să împușcați cu un revolver buton de like și clopoțelul de notificări ca să facă foarte tare ding-dong când mai urci alte video. Mulți frumos, o luăm pe festi, dragă de ea, unde-i? Nu e asta, no. Doamne, ce tare fluiera Arthur pentru cineva cu... No, era să zic ceva. No, bun. Și pornim, dragilor, spre Saint Denis și acolo ar trebui să primim un encounter sau ceva să se întâmple care ne va schimba absolut soarta și percepția asupra jocului. Deci o să fie deprimant și chiar sad ceva ce se va întâmpla, dar bine și așa rău. Am ajuns, doamne, ce dorme fost și de harta asta normal din Red Dead Redemption 2, că m-am obișnuit foarte tare cu Guarma și v-am spus, dragilor, că într-un video viitor ne vom întoarce pe insula Guarma, ceea ce vom face, cred că, chiar în videoul următor, fiindcă înainte de a parcurge mai departe povestea, vreau numai să explorăm în detaliu, într-un video așa chill și fain, într-o dupămasă faină, toate creaturile și tot ce se întâmplă în Guarma. O să fie genial. No, bun, am ajuns în Saint Denis și ci că în drumul nostru spre o altă misiune pe care nu o facem acum, încercăm să dăm de random encounter-ul ăla care ne va da peste cap absolut tot universul. No, mergând aici în jos, ci că... No. Ce se întâmplă? Ce... Deci a venit al doilea cal după mine, nu se poate așa ceva. No. Ce naiba? Nu mă mai pot mișca. No. Ai de capul meu, scuipă sânge, Arthur. Arthur, what the f... Bro. The actual hell. No. Aoleu. Sunați la 911 cineva. Că eu nu știu numărul pentru 911. What? Ce face ăsta cu mine? Nu se poate, nu mă mai ascultă caracterul. Ții 5 degete. Nu mă întreba câte degete ții, te rog frumos. Mor, tu nu vezi, ți se pare că-s ok? I never did. Lasă-mă să mă mișc, bro. De ce-s așa roșu la diafragmă? No. Eu nu știu de ce te trăznesc așa în tastatură, dar... Mamă, zici că e când mă trezesc eu dimineața. Așa, cam asta văd și eu dimineața când mă trezesc. Bine, în afară de sângele pe care îl scuip. Ce naiba? Da, tu nu o să fii fain nici în două secole. Arthur o băut de la găini. Nu, eu nu știu, o să-mi stric tastatura tot apăsând. Ce Dumnezeu se întâmplă? Ai de viața mea, tot m-am pătat cu sânge. Unde? Ce e aici? Physician and surgeon. No.
Operație? Dar nu vreau operație, bro. No, bine. Să mă taie, să mă... A fork in the road, dragilor, cum v-am zis. Eu ce sânge am, păp. Salutare, nu vrei și tu niște bolă, Ebola sau ceva? Auzi că doc. Just one second, sir. Și pur și simplu a apărut un doctor într-o secundă. What? Uită-l. Dumnezeule, că nici în Londra nu apar așa doctorii la sistemul lor de sănătate genial. Mental help. Auzi că doctor, mister, no, bine. No, sit. Super glume, are nenea în program. Incredibil. Aoleo, nu prea-mi place cum arătăm. What's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Ai de viața mea, nu cred. Again? Doamne, efectiv ce sed. Say ah. No, care-i diagnosticul? Ce-i cu craniul ăla pe masă? Urmează să fim și noi așa ceva. What is it? It's not good news. I guess that. Super. You got poate... tuberculosis. What? Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. You... It's a progressive disease. Deci am fumat atâtea trabucuri. Mor, efectiv mor. Nu se poate așa ceva. Getting somewhere warm and dry and taking it easy now. Is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Ai de viața mea, nu se poate așa. Uite și ăla fumează. Nebunilor, sunteți doi. Like I said, nu se poate. Yeah, well. E ireal așa ceva, dragilor. Arthur Morgan are tuberculoză. Vai, dar nu s-o deschis sertarul, no. Ce joc broken. Ce e aia? Vai de mine, și nici n-o purta mască, doctorul. Ești păducă și tu, bro. $10 m-a costat să aflu, dragilor, că avem tuberculoză. Nici nu știu în ce direcție, nu mă duc direct la biserică să mă rog. Efectiv, nu se poate așa ceva. Avem tuberculoză. E ireal, nu, nu, așa ceva nu se poate, nici măcar. What? Cine vorbește? Deci nici măcar cu aerul din Cluj, din zilele astea, de la groapa de gunoi, nu faci tuberculoză. Sau, nu, probabil că faci tuberculoză dacă nu se rezolvă, dar... What? Ce-i cu mesajele astea de... Milton! Vai de mine, nu se poate. Fantoma lui Milton ne vorbește acum. Edith! Cine e Edith? Edith. What? Vai, nu se poate așa ceva. Cred că gândurile astea negative sunt pe baza faptului că avem onoarea cam scăzută. Ni, ce e ăla? Un câine, un coyot. Nu se poate, din cauza că avem onoare scăzută. Unde e ăla? Unde? Oare pot fugi după el cu modul de freecam? No, bine, să mă mir. No, o dispărut câinele. Dragi, you are sick. While sick, you only gain the benefit of consuming a limited amount of food and drink. Da, de ce îs sick? Vai, dragilor, ne-am luat karma. Nu, deci, efectiv, mă duc la biserică. Bun, și asta mi... nu. Nu mi-i scris nici să mă duc la biserică. Dar în cimitir, în groapa asta. Ce e aici? Nimic. Super. Efectiv, dragilor, nu se poate așa ceva. Arthur Morgan are tuberculoză. Deci, efectiv, nu mai am cuvinte. Asta e o bolă mortală. Nu se poate vindeca. Ceea ce înseamnă, dragilor,
că Arthur Morgan o să moară la un moment dat. Vai de capul meu, nu se poate așa ceva, nu înțeleg. De ce au ales dezvoltatorii să omoare caracterul ăsta? Personajul ăsta genial și... Nu se poate, mă duc și mi-au armă și mă și agăț. Super. Nu pot să-i dau și la ăsta niște tuberculoză. Efectiv, nu se poate, dragilor, ceva, nici nu știu ce caut aici, măcar să văd dacă mi s-a deblocat ceva arme. O să incredibil. Ce fun. Locul tău într-un cimitir acum. Salutare. Efectiv, mă întors pe dos toată misiunea asta, nu se poate. Nu pot să tușesc către alții și să... Vai, dar nici n-arătăm bine. Efectiv, nu se poate. No, bine, dragilor, asta a fost misiunea de azi. Am vrut să vedem ce se întâmplă și pe bună dreptate am aflat. Arthur Morgan va înceta să existe în curând. Doar păcat că nu știu unde mi-a lăsat calul. Ar trebui să vină și Festi și calul ăla care m-a mai urmărit. Deci, îi ireal. Dar ăsta nu-i Festi. Nu asta. Hungarian Halfbreed. Nu. Not this one. Uite-o pe Festi. No, deci am doi cai. No, ăla va sta aici, noi luăm pe Festi și decolăm. Dragilor, vreau să vă arăt unde o să ne fie locul nostru. Și anume, chiar aici în spate, dar uitați, aici o să ajungem noi mai mult ca sigur. Deci, no. Haideți să facem o excursie să ne vedem locul de veci, deși nu cred că o să am eu onoarea de a ajunge să fiu înmormântat în Saint-Denis, dar, dragilor, încheiem videoul într-o atmosferă superbă, în cimitir, doar unde altundeva. Oare pot să stau aici? Nu pot să stau, nu. Era fain, dar... Na. Din păcate nu pot să stau. Nică pot! Dragilor, s-o... No, bine, dar pe bancă... No. What craft? Ce să craft? Rest. No, dragilor, cea mai faină priveliște ever. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și sper să nu fiți și voi la fel de superați ca mine, dar da. Arthur va fi un locatar în această superbă, în acest superb cartier în curând. În fine, nu uitați să vă abonați la canal, să împușcați cu carabină buton de like și clopoțel de notificări ca să facă foarte tare ding-dong cât mai ușor și alte videouri și să fiți pe fază în momentul în care va avea loc trista înmormântare a lui Arthur, dacă nu ne pică trupul în cine știe ce prăpastie și nu o să ne mai afle absolut nimeni, dar da, efectiv îs complet supărat și deprimat. Arthur Morgan va ajunge în cimitir la final. Vai de mine! Vă mulțumesc frumos, dragilor, că v-ați uitat și ne revedem în videoul următor. Să sperăm la o atmosferă care să ne facă un pic să uităm despre această mare traumă și bolă și soartă crudă a lui Arthur. Mulțumesc frumos și ne revedem în videoul următor. Take care și RIP!